S-au primit pachete în această după amiază. Vlăduț am văzut că a avut un pachet, avea acolo produse cosmetice, papuci și șosete, probabil că era un pachet de acasă, de la familie. Cristiana a primit câteva pachete astăzi, a avut și scrisoare. Ionela a avut scrisoare, Iuliana a avut scrisoare și pachet, spunea Iuliana că este de la o susținătoare. Laura a primit de la grupul ei de susținere pachet, a avut și scrisoare. Era semnată de admina de la grupul ei de susținere. Spunea că i-au scris că îi urează un Paște fericit, să aibă parte de tot ceea ce este mai bun pe această lume, dar mai presus de orice, să aibă liniște sufletească. I-au scris că speră să vină și. Pe strada ei soarele, și i-au urat să rămână același om bun, iubitor și puternic, așa cum o știu. Cristian a primit ceva hăinuțe, s-a uitat în pachet și avea acolo un tricou, o pereche de blugi scurți. A primit pachet de acasă și mama lui Ștefan, avea acolo cadouri și pentru Maria. I-au trimis și alimente, dar și hăinuțe. Am văzut că avea un bax mare de pufuleții Maria l-a pus într-unul din sertare și le spunea fetelor, mamelor, că poate să-și ia de acolo oricine dorește.